Probleme pentru faimosul Giorgio Armani, creatorul de modă, și alte zeci de persoane au fost nevoite să-și părăsească vilele de vacanță din cauza unui puternic incendiu de vegetație care a afectat insula siciliană pe care se aflau. O fotografie arată flăcările care par să se apropie de vila lui Armani din insula Pantelleria, dar biroul său de presă a declarat că acestea s-au oprit în apropierea proprietății. Chiar și așa, Giorgio Armani și invitații săi au fost evacuați cu ajutorul unei bărci. Șeful Agenției de Protecție Civilă din regiune a declarat că este luată în calcul varianta ca incendiile din zona, care au forțat evacuarea a aproximativ 30 de persoane, să fi fost puse în mod intenționat. Primarul insulei italiene, Vincenzo Campo, a declarat că două avioane au lucrat la stingerea ultimelor flăcări pe un teren dificil, dar au reușit să le lichideze. Oficialii locali au făcut apel la orice informație care ar putea ajuta la identificarea cauzei incendiului, care a izbucnit în două puncte aflate la 400 de metri distanță. Insula Pantelleria, situată între Sicilia și Tunisia, este o destinație populară de plajă și drumeții, care include situri arheologice antice și formațiuni geografice naturale.